Este a patra zi a săptămânii magice și avem pregătit un moment fabulos. Băiatul ăsta vrea să fie mai bun decât predecesorii săi, decât Magii tot care a fost luni, decât Simeon R. Ștefan care a fost marți și decât Cristian Pestrițu care a fost ieri. Așadar vine magicianul Iohannes! O să luăm un loc la canapea. Ești pregătit? Eu nu știu dacă tu ești pregătit sau voi. Eu sunt pregătit, dar fii atent, vreau să-ți povestesc ceva. Luni, Magii tot a făcut show. A venit Simeon R. Ștefan, ne-a dat lumea peste cap. A venit ieri Cristian Pestrițu, la fel ne-a zăpăcit. Deci e ridicată ștacheta foarte sus, Iohannes. Trebuie să faci o treabă fabuloasă. Deci, cu foarte mulți ani în urmă mi-am pus numele Iohannes. Neștiind. Ba, că lumea știam, o să te strige pe strada Iohannes. Dar mi-a fost destul de dificil ca să fie chiar exact cu Iohannes. Eu zic că e un prim număr pe care deja l-am făcut, adică totuși. Da, ai oameni pe stradă care te strigă Iohannes? Da, bineînțeles, și m-am săturat, îți dai seama, e penibil să le zic, vedeți că nu Iohannes, nu din Moldova, Iohannes. Iohannes, da. Eu sunt Iohannes de la Galați, frate. Da. Corect. Am o brățară aici. Da. Deci, oameni buni, săptămâna magiei, iar dumneavoastră cei de acasă sunteți telespectatorii care veniți să luați parte la tot ce se întâmplă aici, așa că vă chem, sunteți cu camera portabilă și da. Nu de alta. Hai, veniți aproape de noi. Haide, veniți aproape de noi pentru că vrem să vedeți ce se întâmplă în săptămâna magiei. Vezi, uite. Deci ai pus o brățară. Mm-hmm. Pe pachet aici. Da. Și asta este o chestie destul de ciudată, că altfel nu aș fi venit aici. A ieșit cartea prin brățară? Mhm. Și... e cu magnet. Eram convins. De-aia îți dau la control ăsta. Vezi că am și un magnet aici. Poți ca nu să vezi bine. Este din metal. Da, mă, uite, nu se rupe. Am vrut eu să par deștept, să zic că e un magnet care e lipit acolo. Dar cum ai făcut asta? Și uite aici magnet și, practic, magnetul... Bine, nu o să pot să-l scuzi. Magnetul este metalică. Uite, perfect. Pe când magnetul nu are aceeași forță, adică nu funcționează deloc, nu? Sau nu merge? Are niciun magnetel. N-are brățara asta magnet, și da. Acum, sincer fiind între noi, chiar dacă aveam un magnet, nu eram așa fraier să vă spun care. Da, corect, așa de cum ai făcut asta? Prin puterea minții lui Robert. Da. Așa. Hai să vă arăt altceva, să ridicăm puțin ștacheta. Deci avem la săptămâna magicienilor numere din ce în ce mai spectaculoase, competiție între magicieni. Uite, hai să vă arăt o altă chestie interesantă, zic eu, că altfel iar mă avem ce căuta la Măruță, mă duceam și eu la televiziune din nișă. Ideea este următoarea, uite, una singură în minte să ai, rapid. Deci una singură în minte. Gata, am gata? Bun. Deci aveai de ales din... Uite, vină cu acest, vezi, din câte cărți aveam de ales. Ăsta este pachetul, uite, toate sunt la fel aici, adică... Cum ai făcut asta? Nu, stai că încă n-am făcut nimic. Deci, ideea este, ai cartea în minte. Da. Bun. O să o scriu undeva să le arăți celor de acasă? Ok. Da, ca să eu sunt cu prietenii mei, telespectatorii. Asta e că n-am un pic, stai. Un marker. Stai, am un șervețel aici. Mm-hmm. Și nu te uiți, da? Nu mă uit, uite. Mă uit încoace, păcat că n-am un monitor să văd. Uite. Asta era cartea pe care eu am văzut-o în cărțile tale și... Gata. Și acum, fii atent. Ideea este... Deci n-ai cum să știi ce carte aveam eu în minte. Da. Ideea este următoarea. Undeva aici, sigur, este și cartea ta. Hai să scot jokerul ăsta. Este și cartea ta. Dar înainte de a arăta, vreau să-ți... Păi cum s-au schimbat mărușii? Erau albastre. Eu nu știu, poate cât timp te-ai uitat tu la șervețele. Mă mai uitați voi puțin pe acasă, dând înapoi. Ideea este, care e cartea ta? Din asta de aici? Dar știi ceva? Nu-i spune culoarea. Zic dacă este 5, că e 5. Dacă e 7, că e 7. E 4. Bun. Vedeți, e mai simplu. Nu stai să o cauți. Îl rogi. Deci este 4. Hai ca să-l scot pe ăsta, pe ăsta, să-i scot pe toți. Da, e unul din ăștia. Așa. Și ultimul unde este? Exact. Și asta. E unul din ăștia 4. Da. Deci clar? Da. Bun. Și acum? Ăștia sunt... Măruță, oameni buni. Ăstea sunt cărțile. Nu cred că este ăsta. Nu cred că este ăsta.
Cred că este asta. Ia uite-mă și scrie pe ea. Bine, dar nu mai pus să aleg nicio carte. În adică gând. M-am uitat la cărți și în gând mai pus să mă gândesc. Lucrurile astea se pot face simplu dacă te cunoști bine de tot cu realizatorul emisiunii. Păi nu e adevărat, că n-am aranjat nimic, n-am făcut nimic, ești nebun? Bine, și n-ar spune dacă am aranjat ceva. Păi ești nebun, chiar n-am aranjat, cum ai făcut asta? Deci mi-ai dat să mă uit la niște cărți, eu mi-am pus una în minte, ți-am spus că e 4 și apoi... Hai să vă spun cum am făcut. Eu am făcut vaccinul mai devreme. Și la un moment dat încarci, te transforme o chestie. Sunt niște mutații, mă rog, nu mai contează. Hai să vă arăt altceva. Am aici un pachet. Nu mai folosesc pe ăla pentru că odată e your card. Dar partea interesantă este că aici sunt câteva nume de fete. Și uite, Kate, Rita, Edna, Ruth, Anna, Jane, John. Bine, unii sunt transexuali. Sunt mai multe și evident cărți diferite. Aveați un pachet aici cu care vă jucați înainte. Că nu știu, decât să te întreb, să te gândești la o carte, mai bine alegi pur și simplu la întâmplare, nu știu. Cărțile alea mari cu care ne jucam la cărți pe... Iată. Ok, sunt diferite, poți să le arăți. Astea sunt cărțile, jucam noi, aveam o rubrică aici. Ia așa una, nici nu te uita. Ia una la întâmplare. Ia una la întâmplare de aici, fără să mă uit, da? Da, ia uite, așa, fără pur și să simplu. Mă uit, uite. Pac, și pun una aici. Asta. O arăt, ți-o arăt ție? Ok, da, hai. E vorba de alegere, știi, să... Deci 4 de caro. 4 hai să de vedem romb, 4 da. De romb aici. Vedeți? Da, ia. Ia să vedem. 4 de inimă roșie, 4 de romb. Da, este asta aici. Am ales eu. Am tras încă o dată. Aici sunt fel de nume de fete. 4 de romb, Lucy. Asta este. Iar acum... pot să mă ridic puțin? Să... Te rog, te rog. Iar acum... Deci oameni buni, săptămâna magiei, ducem sus de tot. Tot am pe dedesubt... E mașină, fii atent, vin imediat, în 5 minute, mai vreun magician, cât timp mă ajung... Nu. Stai să încerc. Te dezbragi? Nu, stai că mai am și... Nu, m-am gândit totuși să nu o duc chiar încolo cu stripte și asta. Hai să fac altceva. El este tatăl fetei. Lucy este aici cu Sania sau cu ce se joacă ea. Și... Deci cum am ales eu, mă, Lucy? M-am pregătit de acasă, că nu sunt nebun să merg cu o mulțime de tricouri pe mine cu toate fetele alea. Bă, dar stai un pic, că eu am ales 4 de romb dintr-un set de cărți al meu, adică nu era... Da, slavă Domnului. Slavă Domnului că totul merge bun. Ok. Ești foarte bun, jur. Uite, hai ca să facem chestia asta altfel. De data asta, în loc mă rog, să alegi... Mă rog, magician bătrân. Da. Adică vreau să zic cu multă experiență. Ești printre primii, nu? Da, da. Veteran. Da. Da. Ideea este că dacă ai ales o carte, hai de data asta să alegi un nume. Uite, care, nu știu, cine vrea de aici sau... Ciupă ea, vină vreți... mă face, să nu par singurul nebun. Ia. Yeah. Deci astea sunt... Ce trebuie să fac? Uite, vezi, sunt niște nume de fete. Ia, doctor, ia vină încoace să aleagă doctorul, mă, ia. Hai. Că lumea zice că noi suntem aranjați. Ia stai, Ciucă, acolo pe asta. Yeah. Da. Poți să iei rochia de mireasă pe tine, dacă vrei. Imediat o să vedeți rochia de mireasă, Adel ne-ai pesit. Nu, trebuie să aleg. Uite, avem un microfon în masă, doctore. Ia microfonul ca să vorbești. E în masă, acolo. Dacă n-avem, ia ăla de scam. Da, așa. Se aude? Perfect, da. Ok, salut. Noroc. Vezi că e doctor. Astea sunt cărțile. Până acum el a ales 4 de caro. De data asta să facem o altă alegere. Da. Sunt mai multe nume. Hai să alegem un nume. Edna, Ruth, Anna, Jane, Joan. Deci doctorul Jean. Trebuie să aleagă un nume. Jean? Da, Jean de la Craiova. Jean de la Craiova. A, el? Da. Jean, da. Are un prieten. Păi Jean, scrie Jean. Da. Da. E, Jean este... 4 de inimă roșie. Da. Ce chestie? Deci ai ales 4 de caro, 4 de inimă roșie. Nepotrivit. Stai, se întâmplă. Vezi ce chestii? Avem o chimie, doctor, vezi? Stai să-mi amintesc pe unde mai am 4 de inimă roșie desenat, că crede-mă, 52 de cărți să le scrii pe tot corpul. Să mă ridic puțin. Mă duc chiar aici la locul meu, scuze-mă. Da, da. De data asta, stai cum mi-a pus la valiera pe aici, încerc doar... Băi, nene, băi... Numărul de portar...
Deci cum, doctore? Da. Te uiți la cărți, dacă sunt alte cărți, da? Ce tare. Deci patru de inimă roșie și tu ai ales. Da. Și uite, sunt alte cărți. Da. Ce să zic, trebuie să ai noroc. Cum să ai noroc? Păi, ci că noroc cu prostul, dar trebuie să fii prostare de tot. Bine, mă refer la mine. Să ajungi să ai norocul ăsta, chiar așa la rând. Mai ai vreuna? Vrei să mai vezi? Da, ne-ai rupt azi. Ne-ai rupt, ai fost top. Vreau să văd cum ne manipulează, cum ne... Ce șmecherii face aici? Deci, doctore, tu ai văzut? Bun. Uite... Aia să jucăm un barbot. Da. Cu doctor, joacă cu el. Da, ok. Joacă cu el. Ia, doctor. Nu, de fapt, uitați-vă la oglinda asta. Ok. Cum? Să mă uit în ea sau pur și simplu? Nu știu. E okay. Într-adevăr din metal, e mai... Da, ok. Bun, și acum... E o chestie foarte interesantă cu reflexia, dacă puteți să, de mai de deasupra să filmați. Așa. Pe dedesubt am eu secrete, știi, nu știu cum să zic asta. Nu trebuie să bagă tu sub cameră, cum da. Să... Da. E o chestie interesantă cu reflexia. Uitați-vă la ce apare în oglindă. Adică în oglindă este zarul fără punctele negre. Pe orice loc pun zarul aici. Zarul fără e o iluzie optică, e interesantă chestia asta, cum dracu se da, uite, dacă dar treaba este, oglindă... fii atent acum ce se întâmplă. Acum zarul este ăla care era deasupra. Știu. Nu, nu, nu. Poți să mai faci o dată? Mai greu ca nu cumva să vă prindeți de pont. Dar treaba este, nu, secretul este că-s două. Asta este, trebuie să ai două zaruri și... Nu vreau să joc cu tine, barbut. Nu vreau să joc cu tine table. Nu vreau să joc cu tine nimic. Dar ai fost bun de tot cu cărți, poți să-i mai faci la doctor da, ceva? Da, cum să nu, uite, am tot fel de pachete. Una repede pentru doctorul Mihail să-l zăpăcim. Păi Cătălin, așa fac și ea cu vitaminele, să mă apuc cealaltă. Fix așa fac cu vitaminele. Vitaminele din comerț, fix așa e. Uite, vitamina, pac, ia vitamina, ia sănătate, pac, nu-i pac, aplicația. Barbut. Astea sunt cărțile, sunt, uite, damă de caro, damă de camera, pică, damă de inimă roșie și damă de treflă. Iar acum, doctore, fiți atenți. Toate damele aici. Una singură este invers. A doua este invers. Cu câteva secunde, a treia... Nu, n-ai cum! Cu câteva secunde în urmă, cărțile astea erau cu... N-ai cum să faci așa ceva, nu? Deci... Stați că... Bine, de fapt... Dar cum azi, că era damă? Da, bine că cu noul, noua tehnologie OLED, acum le poți schimba destul de ușor. Bine, bănuiesc că n-ați observat când le-am lăsat de la început aici. Sper. Sper din toată inima treaba asta. Asta este. Da. Eu am o afacere interesantă în piața Chibrit, joc alba-neagra și în ziua de astăzi trebuie să ai o față anume, numai, știi, ca să și atragi clienții. Și oamenii în vârstă, dacă știu bătaie, că... Aș vrea și eu să-mi văd, gen, uite, boala, ai boala, nu mai e boala, e să... Ar merge bine. Oameni buni, fabulos, Iohannes, săptămâna magicienilor superbă, cu magii și cu trucuri din ce în ce mai puternice. Tare, ha? Da, credi. Mulțumim mult de tot. Cu plăcere. Ești bun. Pe Facebook Iohannes, pe Instagram Iohannes, pe TikTok Iohannes. Numai la poartă nu m-au lăsat, căci că nu sunt invitat aici. Domnul, eu nu stoiam și mi-am dat seama. Domnul Iohannes, exact. Noi erau obișnuiți cu Robert Tudor. Corect. Robert, te salutăm și pe tine dacă te uiți la noi. Săptămâna magiei, oameni buni, fabulos, fabulos tot ce a făcut Iohannes. Bun de tot.